Ora 18, doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara, sunteți live! Campania electorală din anul acesta, cu toate alegerile, promite să fie mai bizară și mai plină de gesturi excentrice decât am văzut până acum și decât ne-am fi putut imagina. Vor fi, bineînțeles, și multe dezvăluiri. Tocmai aceea am aflat că medicul Cârstoiu este mai bogat decât scria în declarația de avere. Mult mai bogat! A și dat unele explicații, destul de deranjat, a muncit cu soția, îl vedem imediat. Și trecem în revistă și alte situații. Spre exemplu, palmierii de marginea drumului neasfaltat sau falsa împărțire de terenuri ca pe vremuri, Boierește din Argeș. Corturile electorale distruse de adversarii politici. Discutăm pe larg despre campanie cu liderul opoziției, Cătălin Drulă, care vine aici în studioul live la Digi24. Cu această ocazie v-am întrebat și pe domniile voastre cum vedeți acțiunile partidelor extremiste din România. Cât de mare este pericolul? Credeți că ne vom întoarce la evenimentele din anii 90 cu bătăi și amenințări pe stradă? Așteptăm în continuare răspunsurile pe WhatsApp la 0774242424. Și pe pagina de Facebook a Digi24, desigur, discutăm și despre amenințările tot mai directe pe care Putin și apropiații lui le fac la adresa României. Iar printre invitații noștri se numără și unul dintre cei mai buni experți în cyber security. Ne va explica pe larg cum suntem apărați, dacă suntem apărați și care e până la urmă miza din spatele spionajului unor oameni politici extrem de importanți din România. În ultima perioadă am fost mai acaparați de actualitatea anului electoral, însă războiul a revenit brutal în viețile noastre. Resturile unei drone marcate cu litere chirilice au fost găsite de armată pe insula Mare a Brăilei. Este cea mai puternică penetrare a teritoriului național de la începutul războiului. Despre asta discutăm imediat pe larg. Suntem Robert Kiș și Alexandru Rotar. Iar dumneavoastră, ca de fiecare dată, sunteți live. Începem! Fragmente care par a proveni de la un dispozitiv aerian din dronă. Și informația momentului, au apărut primele explicații ale medicului Cătălin Cârstoiu, știți, candidatul necunoscut la primăria Capitalei. Explicații după ce jurnaliștii de la Hot News au descoperit că omul pe care coaliția îl trimite în cursa pentru primăria Capitalei are și alte apartamente și mașini de lux decât cele trecute în declarația de avere. Și nu sunt deloc puține, ar fi vorba de numai puțin de 7 proprietăți imobiliare în București, pe plajă și la munte, bineînțeles, ca orice doctor bugetar din România care se respectă. Ca de altfel și mașini, nu mai puțin de 4 mașini de lux. Discutăm pe larg subiectul de la ora 19. Până atunci însă, iată ce le-a spus Cârstoiu jurnaliștilor. Eu de 20 de ani, de mai bine de 20 de ani, împreună cu soția mea, am muncit de, ne-au sărit capacele pe românește ca să ne construim o reputație, să ne construim un renume profesional. Am plătit taxe, am plătit impozite, tot ce am dobândit, am dobândit prin muncă, nu am nimic de ascuns. Numai puțin. Ce ați fi vrut? Să merg cu trotineta sau să merg cu o bicicletă sau să merg cu o mașină mai ieftină și să ascund mașina în garaj? Nu, doamne, eu sunt un om cinstit. Vă spuneam, suntem în regim live și informație de news alert. Acum ne uităm la informația zilei care a zguduit la propriu Brăila cu reverberații la nivel înalt național. Desfășurare de forțe în insula Mare a Brăilei, unde s-au găsit bucățile din aparatul prăbușit noaptea trecută. Armata va stabili dacă este sau nu vorba despre o dronă militară, însă urmele pe care le-ați văzut cu toți parcă sunt evidente din punct de vedere a caracteristicilor aparatului de zbor. Din nou, localnicii au fost cei care au dat alerta după ce au auzit un zgomot puternic noaptea trecută. În cazul în care se dovedește că este vorba de o dronă rusească, ar fi a șasea care a căzut pe teritoriul României în ultimul an. O fericită întâmplare a făcut ca și de această dată să nu vorbim, din păcate, despre pierderi de vieți omenești. Este halucinant cum la atâția ani de război deja, pentru că vorbim de ani de război, noi încă nu avem un sistem de doborâre a dronelor și nici măcar legislație. A lovit-o chiar lângă noi, a lovit-o. E deasupra noastră, Iotu. E deasupra noastră. Vezi că o dă acum, o dă. Aici, tot aici o dă.
Localnicii au dat alerta după ce au auzit un zgomot puternic și au văzut pe cer un obiect zburător care s-a prăbușit. Mai multe echipe de militari și jandarmi au ajuns în zonă și au început verificările. Uite, bă, uita mai camera, ești nebun? Dar nu văd. Iată. Acum a uitați, fraților. Nu a fost transmis niciun mesaj o alert, iar primăria nu a fost înștiințată asupra acestei situații, ca urmare a faptului că drona, neîndreptându-se către teritoriul municipiului Brăila, cei de la Instituția de Abilitate nu au considerat că este cazul să alertăm inutil populația. După câteva ore de căutări, militarii au descoperit un crater format la prăbușirea aparatului zburător. Au fost identificate fragmente care par a proveni de la un dispozitiv aerian, posibil dronă, pe un teren agricol din insula mare a Brăilei. Drona a fost găsită la aproximativ 23 de kilometri de graniță și la nici 15 kilometri de Brăila. Este prima oară când un astfel de aparat de zbor ajunge atât de adânc în interiorul țării. E pe raza teritorială a comunei Frecății, dar în schimb în partea de nord a comunii la limită cu municipiul Brăila, peste Dunării de Brăila. Asistăm, nu, la drone Shahed 136. Cel mai probabil este vorba de o dronă în derivă, pentru că apărarea antiaeriană antirachetă a ucrainilor acționează. Nu reușesc de fiecare dată să distrugă drona. O reacție în acest caz a venit și din partea premierului Marcel Ciolacu. Nu este prima, mi-aș dori să fie ultima. Ce părere are de fapt, domnul, de drone foarte aproape de oameni? Momentan nu avem victime și nu sunt astfel de probleme. Sperăm, repet, să fie cât mai mici sau să evităm cât mai mult aceste evenimente. Oamenii din zonă sunt speriați. Deci a început și pe aici să dea cu... E căzută acolo unde e elicopterul armatei. Treaba groasă, proșește, nu e. Anul trecut în țara noastră au căzut 5 drone care aparțin Rusiei. Primele au căzut în apropiere de localitățile Plauru și Grindu. Dronele găsite sunt Shahed, aeronave fără pilot, care sunt trimise de militarii Moscovei să atace porturile ucrainene de la Dunăre. Speranțe la nivel guvernamental. Și, din fericire, după cum ați văzut și în imagine, această dronă a căzut undeva pe un câmp. Însă nu la o distanță foarte mare de localitatea Brăila. Ne întrebăm cu toții... Cum ne putem apăra în fața unui astfel de pericol? Pentru că doar șansa a făcut și de această dată ca drona respectivă să nu cadă într-o zonă în care să se afle oameni și să nu vorbim de o tragedie. Despre ce înseamnă acest nou atac, această violare a spațiului aerian într-o aroganță, dacă vreți, absolută din partea Federației Ruse, încercăm să discutăm în clipele ce urmează cu invitatul momentului aici, live, pe Digi24. Este vorba despre domnul Cristian Deaconescu, fost ministru de externe, care mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara. Domnule ministru, speranță din partea premierului și acțiuni mai puține, cumva așa, o stare de fapt, este un nou status quo în care trăim, din când în când mai pică câte o dronă din cer. Deci, în primul rând, suntem în proximitatea unui război și din când în când ni se amintește acest lucru. Fiți sigur că Federația Rusă știe foarte clar faptul că între cele două maluri ale Alianței Nord-Atlantice și ale Ucrainei cu care se află în război, distanța este câteva sute de metri. Ori din acest punct de vedere, principiul negării plauzibile, noi nu am atacat spațiul Alianței Nord-Atlantice, dar s-a întâmplat, drona a fost doborâtă, au căzut resturi. Din acest punct de vedere, sigur, autoritățile din România oscilează între două categorii de comunicare. În a nu escalada, pentru că a intrat într-o spirală din care ar rezulta până la urmă că Federația Rusă a atacat România sau spațiul NATO. Este o problemă, într-adevăr, extrem de complicată, dar nici în a dezescalada pentru a coborâ spre minimum consecințele și faptul că societatea este informată în legătură cu acest subiect, ceea ce este cât se poate de normal. Deci, din punctul meu de vedere, resursa militară există, legislația se pare că nu, după cum a spus șeful statului major general al armatei române. Deci, aici ar trebui două lucruri făcute. Adoptarea legislației, resursa militară, încă o dată, nu prezintă probleme, iar pe de altă parte, educarea comunicării. Da, cer și pretind pe de o parte ca instituțiile să aibă grijă de cetățeni, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva la un moment dat, și pe de altă parte, într-adevăr, să nu intre într-o spirală a escaladării, pentru că nu este cazul.
Dacă se întâmpla o tragedie, atunci altfel i-am fi văzut comunicând, care ar fi fost, că ne întrebăm cu toții, este foarte posibil ca drona respectivă să fi fost o dronă în derivă, să nu fi fost atacat intenționat 23 de kilometri României. Doar că dacă această dronă ar fi căzut într-o zonă în care se aflau oameni, atunci cu siguranță ar fi fost o problemă reală, serioasă. Cum ar fi acționat atunci autoritățile, dacă vorbim de o dronă rusească care poate cade peste civil? Sper că au resursa necesară și în astfel de situații să anticipeze și să aibă o reacție cât se poate de clară. Să ne amintim, Polonia, în momentul în care într-o oră jumate o rachetă a venit dinspre Ucraina însă, a produs două victime, practic Polonia cerea articolul 5 în câteva minute. Sigur, până la urmă lucrurile s-au calmat, dar situația dramatică s-a produs. Oricând se poate întâmpla așa. Domnule ministru, acest status quo de dolce farniente a premierului, pentru că ne tot convinge Marcel Ciolacu de luni, de zile, că este lapte și miere în România, și economic, și social, și infrastructură. Și că nu există niciun pericol. Și nu există niciun pericol. Cu siguranță suntem în NATO, nu există pericol, dar pe mine personal nu mă încurajează prea mult atunci când văd o dronă pe care scrie în chirilică, care intră 23 de kilometri în spațiul intern a unui stat suveran independent, membru NATO, nu există un mesaj de RoAlert, nu există nici măcar sisteme de alarme și premierul ne spune că suntem în regulă. Pentru că nu s-au produs victime, practic, despre acest lucru discutăm. Nu este în regulă o astfel de situație, pentru că, încă o dată, reprezintă și un anume tip de testare. Chiar în cadrul războiului hibrid, că am văzut foarte corect dumneavoastră abordați acest subiect. Exact. Hai să vedem în condițiile în care testăm ce se întâmplă, cum reacționează partea română, cum reacționează Alianța Nord-Atlantică. Cred că din această perspectivă, pe de o parte, dincolo de argumentele legislative și cele militare, trebuie să ai în România și un dialog cu partenerii tăi. O altă parte extrem de importantă, vorbeați dumneavoastră despre educarea comunicării. Nu avem o comunicare din partea Ministerului de Externe. Este cert că nu este o dronă românească. Este cert că nu e o dronă moldovenească, dacă vreți. Dar avem o liniște și acolo. O liniște absolută, extrem de gălăgioasă, de altfel. Adică e o liniște gălăgioasă. Se impunea convocarea, de exemplu, a ambasadorului rus? Are vreun scop? În mod evident, se pare că această dronă nu a fost lovită și prin deviere. Pur și simplu, putea fi o dronă trimisă direct. Nu avem date din această perspectivă. Evident, este o încălcare a suveranității unui stat folosind mijloace militare. Normal se răspunde diplomatic. Se așteaptă ancheta, poate, sau finalizarea anchetei pentru a vedea că astăzi Ministerul Apărării ne-a transmis că a început o anchetă pentru a stabili proveniența dronei respective. Da, sigur, e normal întâi de toate să fie o anchetă și să nu se reacționeze la cald. Dar, încă o dată, Federația Rusă și privește cu interes modul în care atât statul de frontieră cât și Bruxelles reacționează, pentru că sunt canale de comunicare și altele decât cele publice. Și din acest punct de vedere, un anume tip de abținere din Federația Rusă la semnalul primit, mai ales de la americani, a funcționat. A funcționat în Siria, a funcționat în multe lucruri. Domnule ministru, avem o informație de ultim moment pentru a vedea ce se întâmplă în alte părți în astfel de situații. Dar informația momentului, avioane poloneze și aeronave NATO staționate în această țară au fost ridicate de la sol după ce Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. Vorbim despre avioane ridicate de la sol, tocmai pentru că în Polonia există o îngrijorare. În ultimele zile s-a vorbit foarte mult și despre cum la granițele Alianței Nord-Atlantice, aliații NATO ar putea lua decizia de a doborî chiar rachetele rusești care se apropie de spațiul aerian. Nici măcar nu este vorba neapărat de rachete rusești care să intre în spațiul aerian al NATO, dar preventiv să le lovească, să le doboare. Pentru că vedem ce se întâmplă, am văzut ce se întâmplă și în Republica Moldova, spuneam, aeronavele Balașoviei au ajuns de urgență la graniță și decizia a fost luată acolo în regim de secundă, dacă vreți, domnule ministru. Am văzut și liderii polonezi, de la președinte până la premier, noul premier Tusk, care nu se feresc de vorbe. Nu știu, adică care este diferența de comunicare între Varșovia și București? De ce această diferență evidentă? Tusk ne spunea astăzi că sună dur, dar suntem în pre-război. Tusk, un diplomat de carieră, deci nu este cineva impulsiv, își controlează foarte bine mesajul. Sikorski, ministrul de externe polonez, iarăși un om cu capacități, îl cunosc, este un politician și un diplomat, după părerea mea, desăvârșit, un model. Deci, din acest punct de vedere, la escaladarea Federației Ruse se răspunde cu încercarea de contingentare. Pentru că NATO se apără și descurajează.
acestea sunt deciziile politice. Deci și într-o astfel de situație trebuie găsite metodele, inclusiv militare, prin care să te aperi și să descurajezi. Și acest mesaj să fie transmis cât se poate de clar părții ruse. Vedem aici o hartă care ne arată foarte clar cum arată zona de conflict, Ucraina, unde este țara atacată de ruși, și sigur țările vecine, printre care și România. Suntem și noi parte a conflictului fără să vrem, pentru că, iată, drone kamikaze cel mai probabil cad pe teritoriul României. În același timp vedem Polonia, acolo unde, din nou, o graniță lungă comună cu Ucraina și cu Belarus fac ca această țară să fie în centrul atenției, pentru că sunt îngrijorări. Sunt îngrijorări legitime pe care Polonia le are și, sigur, țările baltice. Chiar vedeam avertismente recente venite tocmai de la vârful statului ucrainean. Volodymyr Zelensky, într-un interviu pentru CBC News, explica cum, dacă Ucraina cade, următoarele state care vor fi atacate de ruși, sigur, țările baltice și Polonia. Observați că peninsula Kaliningrad și această zonă... Da, dacă îmi permiteți. Aici este o zonă doar de 70 de kilometri. Dacă această zonă este închisă, se decuplează toți balticii, se decuplează. Da. Rușii și alimentează... Și peninsula Kaliningrad, Belarus, deci din acest punct de vedere, situația acolo este extrem, extrem de complicată și sensibilă. Dar tocmai pentru că se iau măsuri categorice, atât din partea balticilor cât și a polonezilor, cu un sprijin substanțial încă din 2016 a statelor membre Alianței Nord-Atlantice, pentru că grupurile de luptă s-au creat acolo din 2016, la noi din 2022. O diferență care de la Moscova poate fi privită în fel și chip. După cum vedeți, cel puțin pe știri, în peninsula Kaliningrad și în acea zonă extrem de sensibilă, încă o dată, 70 de kilometri, atât. Nu se întâmplă nimic. Chiar Lukashenko vorbea de acel coridor zilele trecute, când a apărut, sigur, în brațe cu cățelul său de companie, într-o imagine care era puțin hilară. Hilară, da. Vorbind cu comandanții săi, tocmai în ideea în care Belarus ar putea chiar să ocupe coridorul respectiv. Da, acel coridor este ținut sub presiune și din partea Belarusului și din partea Federației Ruse, dar ar însemna o implicare în ceea ce privește frontul și spațiul euroatlantic. Deci decizia acolo este mai complicată decât arată geografia. Domnule ministru, Putin și-a garantat prelungirea mandatului de dictator, e oficial înscăunat, nici nu cred că vom mai avea o ceremonie de reînscăunare, că e și plictisitor deja într-un punct oarecare, ocazie cu care pare că a renunțat absolut total la aparențe. Nu are o problemă să arate că împăratul este gol, nu are o problemă să pur și simplu șteargă pe jos cu tot ce înseamnă normă internațională, cutumă internațională, drept internațional și așa mai departe. Tocmai de ce ne întrebăm ce va face în acest an care riscă să răstoarne total, altfel decât ne-am fi dorit noi, harta politică a Europei și a lumii, și ne uităm și la partea de război hibrid despre care vorbeați dumneavoastră și vă propunem să ne îndreptăm atenția către o declarație a unui lider politic din țară despre care Parlamentul Republicii Moldova spune că are conexiuni directe cu Federația Rusă, este interzis în Republica Moldova, premierul ne spune că are și el informații de pe care nu le dă. E vorba, bineînțeles, despre George Simion. George Simion, care este interzis inclusiv în Ucraina. George Simion amenință cu boicotul dacă proiectul AUR privind două tururi de scrutin la alegerile locale nu este adoptat de Parlament. Însă președintele AUR a declarat că va cere și altor formațiuni politice să boicoteze alegerile. Urmărim scurta declarație și revenim la discuție. Suntem dispuși să facem gesturi extreme, dar democratice, pentru a ne manifesta dezaprobare. S-ar putea să ajungem să boicotăm alegerile ilegale și neconstituționale din 9 iunie. George Simion spune că va folosi toate instrumentele democratice, spune George Simion, pentru a boicota aceste alegeri. Sigur, de multe ori este o linie subțire aceasta a instrumentelor democratice și mai puțin democratice. Înțelegerea domnului Simion privind democrație poate fi diferită de cutuma internațională. Da, mi-amintesc că în Serbia s-a mai întâmplat așa ceva și boicotul nu a dus la nimic pentru partidul care a pierdut practic alegerile și opinia publică a fost total indiferentă la această situație. Deci, da, între a alege toate mijloacele democratice pe care le ai inclusiv să faci opoziție, e cât se poate de corect. Linia roșie însă ar trebui de asemenea să fie una bineînțeleasă, ca de altfel și comunicarea. Domnule ministru, tot felul de lideri din care mai controversați unii decât ceilalți la nivel global spun că pentru a ajuta democrația, fără a face, doamne ferește, o paralelă, de exemplu, Partidul Muncitoresc Nazist,
folosea acest argument al democrației, ucigând și creând violență în stradă. Ne avertiza consilierului Zelenski că România va fi scena unor violențe stradale cu ocazia alegerilor din 2024. Fără a vorbi despre domnul Simion ca fiind un personaj implicat în acest lucru, dar ne întrebăm, în acest an cu o miză atât de mare, ne gândim la aceste riscuri? Ne gândim că avem instituții care pot să acopere astfel de vulnerabilități. Nu putem anticipa unde și cât s-a avansat din perspectiva Federației Ruse în ceea ce privește războiul hibrid, dar destabilizarea unui stat NATO într-un moment electoral care se află și la frontiera cu o zonă de război reprezintă o țintă aproape de bun simț, evident cu ghilimele de rigoare, din perspectiva unui stat agresor. Pentru că, așa cum a declarat în Federația Rusă, acum ei se află în stare de război. Deci, da, practic, cu Alianța Nord-Atlantic și prin proxy în Ucraina. Credeți că vom vedea astfel de acțiuni chiar în preajma alegerilor din iunie? Cred că cea mai bună atitudine este ca cei care sunt investiți ca instituții ale statului să aibă curajul să spună deschis. Câte vreme lăsăm într-o ambiguitate constructivă, atunci asta e. Sperăm tare mult, domnule ministru, să avem instituții care să ne și comunice și mai ales să acționeze, căci tare ne dorim acest lucru și credem în democrație și în valorile europene. Cristian Deaconescu, fost ministru de externe, mulțumim tare mult pentru prezență și o analiză ca de fiecare dată. Ne îndreptăm, atenția, Robert, acum către realitățile noi pe care le-am văzut deja în România. S-a deschis oficial târgul pomenilor electorale, avem o plajă întreagă de evenimente care mai de care mai interesante și nunți, așa, lansarea la nuntă. Chiar dacă nu suntem încă oficial în campanie electorală, ei bine, campania electorală deja a început. Despre această campanie electorală, despre ce urmează la alegerile din iunie și nu numai, o să discutăm cu liderul opoziției, cu președintele USR, Cătălin Drulă, care vine aici, în platoul live. Până atunci urmărim doar câteva momente de la lansarea lansărilor. Bine a venit, prezent și eu, bărbat tânăr și păcat că-i încârșe. V-ați accidentat? Ce s-a întâmplat? Te opera Cătălin, acum n-avem. Nu, că ai fost. Nu o să-l operăm acum la corazon. Picioarele se rezolvă. Dar acolo, acum, ce înțelătoși sunt doar. Nu știu cu capul, dar are doctor. Ce nu pot încă, în ce ne-am băgat? Nu ia fața nimeni, nici măcar pierdori. Hai să-mi fac mesajie. Niciodată n-au fost atât de greu de urcat scările astea. Sufăr să stau aici în picioare, că mă doare operația. Mult succes tuturor candidaților! Noi la Deichmann vrem ca tu să nu te poți decide între Adidas, Nike, Puma sau Fila. Noi vrem ca tu să iubești stilul tău retro și toți ceilalți la fel. Noua colecție retro de la 229 de lei. Love the shoe and the price. Deichmann. Să ai grijă de tine e mai ușor acum. Bucură-te de alegeri inspirate. Descoperă noua gamă de băuturi Müller Vegan. Your Uber Choice. Azi căutăm viteză în orice. Sinocam acționează rapid împotriva celor mai comune dureri prin acțiunea sinergică dintre ibuprofen și paracetamol. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Grădina ta are un prieten pe măsură. Ia-ți ruleta și întind-o la Brico. Brico! Ești într-o relație complicată cu stomacul tău? Calmează rapid arsurile și durerile de stomac cu Dicarbocalm. Gustă fiecare clipă, fără arsuri gastrice. La Penny, loialitatea e întotdeauna răsplătită. Strânge punctele bonus și ia-ți noua colecție de 7 pahare din cristal cu design unic, marca Vives. Săptămâna asta ai Timbark Cool 2 litri la 4,49 lei și Colgate pastă de dinți Max White la 17,99 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Încercați noile lentile progresive Varilux proiectate cu inteligență artificială, astfel încât acestea pot prezice mișcarea naturală
naturală a ochilor. Varilux XR Series pentru vedere clară în mișcare, în mod instantaneu și tranziții imperceptibile de la aproape la distanță. Varilux de la Essilor. Întreabă specialistul vederii Essilor. Când acidul gastric trece din stomac în esofag, resimțim arsura gastrică. Gaviscon acționează în 3 minute, formând un strat protector cu efect de până la 4 ore împotriva arsurilor gastrice. Luptă cu arsurile gastrice. Planurile de aventură nu se întâmplă pur și simplu. Tu le faci posibile. Hai să vorbim unul la unul despre cum faci escapadele pe 4 roți posibile. Ai credit de nevoi personale pe loc în orice agenție cu dobândă de la 6,75%. Banking 1 la 1. Raiffeisen Bank. Dinții și gingiile tale merită o îngrijire excepțională cu cea mai avansată periuță de dinți Philips Sonicare, care reușește să curețe în profunzime chiar și spațiile interdentare greu accesibile, iar capul de periuță curăță de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană. Philips Sonicare. Acum cu garanția returnării banilor. Alege Digi Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la doar 1,25 euro pe lună. Pentru o afacere de succes, portează-ți afacerea la Digi și rămâneți conectați. Dermaten, alegerea optimă pentru ten. Formulă revoluționară cu niacinamidă, acid folic, lactoferină, zinc și cupru. Recucerește aspectul tenului tău cu Dermaten. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Englezii sunt mereu gata să te surprindă cu materiale nobile și un design sobru. Cred că deja ați observat, s-au schimbat destul de mult de față de vechiul model. Bogdan Mirica a testat un SUV premium foarte popular, iar Tibi Troia a mers în Spania, la Alicante, unde a testat o motocicletă sportivă. Continuă tradiția modelelor sportive ale producătorului britanic și poartă un nume devenit legendă. La volan, sâmbătă de la 12:30. Program susținut de MOL România. O lansare șchiopătândă la propriu și la figurat a organizat coaliția de guvernare ieri la sala La Minor din sectorul 3. Acolo s-au adunat la o masă de pomină liderii coaliției alături de candidații coaliției, cu Robert Negoiță suferind. Nu știm exact dacă doar fizic sau și moral, pentru că nu a fost el desemnat la primăria capitală. Da. Robert Negoiță a avut și ceva probleme în ultima perioadă. Chiar am văzut că a renunțat recent la City Managerul de la sectorul 3 după un scandal apărut în presă. Despre ce urmează în campania electorală, dar și despre cum se poziționează opoziția în această perioadă, vorbim imediat cu liderul USR, Cătălin Drulă. Așadar, primim detalii în exclusivitate chiar de la șeful opoziției, Cătălin Drulă, aici live pe Digi24, și vorbim și despre primul sondaj realizat de către o televiziune, televiziunea noastră, Digi24, în care șansele lui Nicușor Dan sunt mai mici decât ne spunea chiar edilul. În doar câteva clipe, aici live, Cătălin Drulă. Sunteți din nou live, doamnelor, domnilor, spuneam, vorbim despre strategia opoziției, despre ce se întâmplă pe palierul alianței Dreapta Unită. Tocmai de aceea, invitatul momentului în platoul Digi24 este domnul Cătălin Drulă, președinte al USR. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim că ați onorat invitația noastră, domnule Drulă. Ne uităm către campanie, pentru că e deja în desfășurare, neoficial deocamdată. Digi24 a comandat un sondaj care relevă câteva date interesante. Din discuțiile noastre cu Nicușor Dan, tot aici live, domnia sa ne spunea că este primul în preferința alegătorilor. Acum, candidatul Piedone, primarul în funcție la sectorul 5, pare că îl depășește cu aproape 20% pe Nicușor Dan. Acum, eu mi-am făcut un obicei să nu comentez foarte mult sondajele de opinie, ci să mă ocup de ceea ce ar trebui să se ocupe politicienii, de atragerea voturilor. Și când mă uit, apropo, tocmai vin în acest moment din București, din inima Bucureștiului, piața Universității, da, Parcul Cismigiu, că e chiar vis-a-vis de Primăria Generală, suntem la strâns de semnături pentru USR, pentru Dreapta Unită și pentru Nicușor Dan.
vă spun pe un clipboard 5 formulare. E o plăcere, dar asta e, la fiecare rundă de alegeri. Și foarte mulți oameni îmi spuneau, acum jumătate de oră, de chiar de acolo vin, că le place de Nicușor Dan, că-l vor în continuare. Până la urmă, e diferența dintre un program de a așeza Bucureștiul pe baze solide, care a pornit mai greu pentru că a plecat cu un handicap enorm. Bucureștiul era aproape în faliment, țevile nu fusese schimbate de nu mai știu când, starea transportului în comun știm foarte bine care era. Între timp avem 110 km de țevi schimbate în subteran, da. Avem 300 de... Credeți în victoria lui Nicușor Dan? Da, absolut, cred. Sunt bucureștean, sunt născut aici, pretind că după 42 de ani înțeleg cumva bucureștenii, îi înțeleg și când fac erori, au ales odată un medic șpăgar. Da. Și nu cred că vor face și a doua oară, nu cred că vor alege nici Clovniria, pentru că nu ne va duce nicăieri. Spuneți că domnul Cristoiu e șpăgar? Eu spun că uitați-vă puțin la declarația de avere și la ce este realitate. Eu am venit cu o mașină aici, cred că valoare de vreo 6.000 de euro care sunt la dumneavoastră aici. Au găsit și în declarația mea de avere mașina mea personală, nu există alta. Domnul... Are afacere, domnul. Domnul Cârstoiu, în declarația de avere nu are nimic. În schimb, umblă cu niște boliți de 120.000 de euro, are o avere pe care nu mi-e foarte clar cum o poate justifica prin veniturile obișnuite. În plus, noi politicieni sunt obligați să mai lucrăm și cu informații pe care le avem pe surse. Eu nu sunt nici procuror, să pot să demonstrez undeva, nu sunt nici polițist, dar am obligația să atrag atenția când ceva e cunoscut și vine pe toate sursele, pentru că nu vreau să lăsăm orașul din nou. A venit un tip carismatic la un moment dat, nu? Sorin Oprescu a încercat a doua oară, aduceți-vă aminte, a candidat în 2000, a fost de altfel în poziția, de altfel, dacă nu mă înșel, domnul Cârstoiu a fost domnului Oprescu, sper să nu fie informație eronată, trebuie verificată, cred că a fost chiar, cum se numește acesta, managerul, deci e directorul general și este cel operațional. Da. Cred că era al doilea în comandă, domnul Cârstoiu, când era acolo Sorin Oprescu. Este același tip de personaj care vine din zona asta, știți, pe la universitar trec mulți politicieni, îți faci multe relații, zâmbești cu mulți și cumva asta l-ar face bun să conducă un oraș. Eu cred că nu. Și am văzut ce a semnat un doctor, nu a fost o mare campanie cu Oprescu și în 2008 și în 2012, în afară că omul era un personaj putre de corupt, acum a fugit din țară, mă refer la Sorin Oprescu, a fost un dezastru administrația Bucureștiului în acei ani. Noi am avut practic 8 ani de Sorin Oprescu, 7 că l-a oprit justiția la un moment dat, plus 4 ani de Gabriela Firea. Ăștia 12 ani, vă spun ca bucureștean, ca om pasionat de administrație, sunt fost ministru al transporturilor, sunt pasionat de ce înseamnă stradă, tramvai, mijloace de transport în comun, au fost niște ani de stagnare. Foarte, foarte greu să revii să faci ceva pentru oraș după, și Nicușor a început să facă asta. După acești aproape 4 ani, din păcate nu chiar 4, ne-a scurtat domnul Ciolacu cu perioada dintre alegeri, se văd rezultatele. A intrat în problemele grele ale orașului și ce îmi place este că a avut și curaj. Mă refer, de exemplu, aici la acele benzi unice pentru autobuz. Da. O chestiune pe care Gabriela Firea a încercat-o, dacă vă aduceți aminte, și a anunțat după 3 zile. S-au auzit claxoanele cam tare și după 3 zile a zis un experiment, renunțăm. Iată că ajungem într-un punct în care, și aici, dacă îmi permite să fac un pic reclamă, că e un serviciu public, STB-ul, invit pe cei care nu au mai folosit de mult autobuze și tramvaie să o facă, vor avea o surpriză plăcută. Și STB-ul este iar pe Google Maps, plin de oameni politici. Dincolo de companie, sigur, autobuzele arată... Eu vorbesc despre serviciu. Pe Google Maps puteți găsi exact când vine autobuzul următor. Nu o poveste... Ca în alte capitale europene. Ca în alte capitale europene. Se poți face un traseu. Mi-au deseori copilul de la școală cu autobuzul, deci chiar funcționează. Revenim puțin la sondajul realizat la comanda Digi24 de Avangard. Trebuie să citim și datele sondajului culese în perioada 20-24 martie. Volumul eșantionului de 1000 de persoane, eroarea maximă de plus minus 2,9%. În sondajul respectiv, Nicușor Dan are 27%, 44% Cristian Popescu Piedone și 16% Cătălin Cârstoiu. De câteva săptămâni bune, coaliția ne spune că domnul Cârstoiu are loc de creștere. Este și motivul pentru care nu au desemnat cei din PSD și PNL unul dintre cei doi posibili candidați din partide, Gabriela Firea sau Sebastian Burduja. Îl vedeți pe domnul Cârstoiu să crească în sondaje sau înainte
Nu știu asta, dacă o să crească în sondaje, mi se pare, mă uit la seriozitatea unui candidat cu ce vine el în spate. Nicușor Dan a candidat și și-a făcut un nume din studiul Bucureștiului, 10 ani înainte să fie primar. Așa a ajuns să fie primar, îl cunoștea toată lumea din București. Domnul Cârstoiu, ce legătură are cu administrația unui oraș, mie nume foarte clar. De altfel, am văzut declarații și vă rog să mă aduceți aminte, astăzi sau ieri, cred că erau al echipei de campanie, poate doamna Gabriela Firea sau domnul Burduja, care spunea, o să-i facem noi și un program și o să-i dăm programul și o să fim alături de el. Adică n-au programul încă, nu știu ce vor să facă cu orașul, au o singură idee. Poate au două programe pe care trebuie să trebuie dați jos candidații Dreptei Unite ai opoziției, trebuie dați jos la București, la Timișoara. Ajungem și acolo, domnule Drulă, la de ce? Până la urmă, n-am văzut să reclame, chiar pe domnul Cristian a spus, e un om inteligent, n-am găsit un motiv pentru care... Credeți în scenariul cu Piedone susținut din umbră de PSD? Nu știu, asta mă preocup de ce avem noi de făcut, adică să facem campanie pentru Nicușor Dan, pentru primarii noștri. Mie e neclar ce se întâmplă acolo, e de notorietate o apropiere a domnului Piedone. De altfel, fiul dumnealui este deputat din partea Suceava, PSD. Da. E de notorietate o apropiere. Jocurile astea subterane, cât vrea Ciolacu să o dea pe Firea la o parte și cât e frică, ce se întâmplă cu domnul Burduja, ce mai spune tăticul să facă și așa mai departe, sunt lucruri care țin de un anumit cancan al politicii, pe care știu asta că ajungeți de politic și eu le mai știm, dar cred că n-au legătură cu interesul cetățeanului, care este ca administrația modernă, prin modernă înțelegând cinstită, onestă, cu gândul la cetățean și cu o bună cheltuire a banului public, să continue în București și în Nicușor Dan 1 și 2. A reușit să facă unele lucruri și pentru că a avut majoritate în Consiliu. În momentul de față, cel puțin dacă ne uităm la sondaje, sigur, o poză de minut, pare că nu va mai avea această majoritate Nicușor Dan, chiar dacă ar câștiga. Cât de dificil este pentru un primar să rezolve lucruri în București dacă nu are o majoritate în Consiliu? Să știți că eu cred că bucureștenii în momentul în care se... Pentru că ce am văzut acum, discuții cu oameni reali. Acum nu o să vă spun povești de politicieni. Din 30 de oameni care am vorbit sau 40, mi-au spus și vreo 2. Da, nu vrem cu USR. Asta este proporția. Dar o mare parte de cantitate de feedback pozitiv. Și bucureștenii cred că vor da votul pentru Nicușor Dan și pentru Dreapta Unită, care îl susține. Și să știți că acest scenariu al unei majorități, mie nu mi se pare imposibil. Știu că asta este o ipoteză pusă pe masă. Și vă dau un exemplu. Traian Băsescu, la al doilea mandat, fusese foarte hărțuit de PSD în primul mandat, n-avusese majoritate, PD era un partid mic pe vremea respectivă, a zis, dați-mi și Consiliu. Eu cred că este foarte important și pentru Nicușor Dan și o spun și eu în numele său, dați-i lui Nicușor Dan și Consiliu. Adică, cu siguranță oamenii vor alege aici pe 9 iunie, dar dacă vorbim despre majorități, nu avem cum să ne uităm și la nivel național, domnule Drulă. Coaliția de guvernare oficial spune alianțe acolo unde există primari sau administrații USR. Ne întrebăm, USR la rândul va încerca prin Dreapta Unită să facă alianțe și cu alții, adică inclusiv varianta de AUR, luați în calcul o variantă de coalizare cu AUR? Nu vom face niciun fel de alianță cu AUR, niciun fel de alege, pentru că e un partid extremist și pentru că nu facem alianțe cu partide extremiste. De altfel, ați spus foarte bine și aș vrea să mă leg de introducerea întrebării pe care ați făcut-o. Ni s-a vorbit un an și jumătate despre marele pericol extremist. Acum, eu nu spun că intenția de vot pentru AUR nu e mai mare decât mi-ar plăcea mie să fie. Dar să nu uităm... mai mare decât pentru Dreapta Unită. Nu cred asta și să știți că în sondajele reale nu mai este așa, tocmai de-aia este panica celor de la putere. Este cel mai mult am văzut acum vreun an 20% și este pe un trend de scădere partidul domnului. Alianța cât are? Alianța are în proiecțiile noastre un potențial de chiar peste 20% sau chiar mai mult de atât. Dar revenind la AUR, ni s-a vândut ca amenințarea pentru care se face PSD-PNL. Haideți să vedem de ce se face PSD-PNL. Păi candidații îi pun împotriva cui? Împotriva USR. Ne-au explicat ce era un faptul că Dominic Fritz la Timișoara a curățat administrația de toate conexiunile ale interlope a lui Nicolae Robu, care a dat zeci de mii de metri pătrați de teren public pe malul Begăi, care erau ocupați ilegal de niște cluburi care n-aveau nicio formă și acum sunt redați acele suprafețe orașului. În acele cluburi de
de pe malul Begăi și sărbătorea în 2016, alături de un interlop cu nume de ăsta colorat, victoria domnul Robu. Nu e foarte clar, au un singur proiect să îl înlăturăm pe cei de la USR. Interlop, domnul respectiv? Aveți da, e, se numește, are și un nume, Nicu Boxerul sau ceva de genul ăsta, am scap acum, Boxerul este porecla. Un nume nu-l face neapărat pe interlop. Puteți găsi în presa respectivă, e foarte clar. Să știți că Timișoara are o mare problemă cu clanurile interlope, o mare parte din patrimoniu și Dominic Fica... Centra România are, în general, o problemă. E foarte, foarte mare în Timișoara, sunt niște rețele care au furat, practic, patrimoniu și le-au dat unor clanuri interlope și Dominic Fritz a început să recupereze acest patrimoniu, la fel cum fac primarii noștri peste tot. Ce îi deranjează? Vă spun eu ce îi deranjează. Că suntem câini, cum îmi spuneau și mie în stenogramele alea, că nu te înțelegi cu cei de la USR, să înțeleagă și că într-o funcție publică ajungi, îți mai tragi și ție, mai tragi și pentru alții. Ce s-a propus șpagă cât ați fost ministru? Ați fost ministru într-o alianță cu... Cred că sunt de notorietate intervențiile și mai mult de atât fiind un dosar penal în curs, făcute de un domn care, Iulian Dumitrescu, nu? Care între timp văd că mai umple niște porbagaje, de fapt îl lasă în urmă pe domnul Buzatu de la Vaslui de departe, nu? Cât era șpaga? 20 de milioane de lei? Sau 16 milioane de lei. Sigur, acuzații. Cel puțin la domnul Buzatu a fost un flagrant, prins în flagrant acolo. Domnule, acuzați, eu sunt politician, Iulian Dumitrescu, hai să spunem pe șleau, că eu nu pot să suport chestia asta, tot trebuie să ne dăm după deget. Asta e unul dintre cei mai corupți oameni din România și toată lumea din PNL, din PSD și toată clasa politică știe lucrul ăsta. Trebuie să fie și dovedit de instanță, domnule Drulă. Doamne, nu știu, să vedem informările de la SRI, să vedem balastierele din Infop. Și domnul Voiculescu este acuzat de către justiție. Domnul Voiculescu este un om cinstit. Vedeți, asta e diferența. Asta e un om care a studiat la viața lui, care a salvat vieți de copii, vieți de oameni, care s-a ocupat de lupta împotriva acestei maladii. Este acuzat de justiție, vă spuneam. Este cumva... Ca ce? A luat vreun leu? E acuzat? Există un dosar. A luat vreun leu? Există vreun... Nu știu să vă spun. Respectăm prezumția de nevinovăție a fiecăruia până în momentul unei decizii definitive. Adică să nu punem încercăm să vă explicăm. Să nu punem un dublu standard. Mai ales dumneavoastră celor care până acum... sau. Sigur, eu sunt foarte bucuros să vorbesc despre asta, pentru că este un singur standard. Om cinstit, respectiv hoț. Da? Și eu am avut de-a face cu asta la Ministerul Transporturilor. Veneau peneliștii și rupeau ușa. Nu miri, lasă-ne în pace aici să lucrăm. De ce ai intrat? Ați făcut vreun denunț? Cred că sunt de notorietate denunțurile pe care le-am făcut. Sunt în fază de cercetare penală și dosarele domnului Dumitrescu, sunt și cele ale domnului Rădoi, cu o mafie celebră de la metrou și până la urmă e foarte clar că am deranjat enorm. Și să știți că n-am intrat în Ministerul Transporturilor cu acest gând. Eu n-am intrat să fiu Corrado Catani acolo, am intrat să fac autostrăzi, că asta e pasiunea mea, poate domnul Chiș știe de mai demult de când eram la Asociația pentru Infrastructură. Numai că odată ce ești acolo și ai, te ocupi și de controlul greutății și de nave și mi se rupe inima când văd să dai 50 de milioane de lei pe o barjă luată. Acum văd că au mai luat la FDJ DNA, a intrat acum vreo câteva zile. Sunt câteva nave, într-adevăr, care nu sunt conforme. Nave care nu sunt conforme. În partea altă cumpărau un ponton ăsta de dormit, asta a venit să Iulian Dumitrescu să discute, care trebuie comandat, șantier, unii, niște povești de astea, adică mari furturi din banul public și cu asta se ocupă oameni de la vârful unui partid politic. Evident că există un conflict fundamental acolo, evident că de-aia pun împotriva USR candidați unici și de aia sunt preocupați și ne atacă zilele astea fizic. Și cum ați putea ajunge la guvernare, domnule Drulă, dacă excludeți o alianță cu partidul considerat extremist și de către presa internațională și de către... ajunge la guvernare, să știți, într-un fel foarte spectaculos, dar ați putea face alianțe propriu democrației, cu votul oamenilor. Aveți nevoie de 50% plus 1 pentru... Avem nevoie de 50% plus 1. Să știți că eu cred că bazinul de vot al dreptei real... Care nu spuneți că veți obține Alianța Dreapta Unită 50% plus 1, că nu o să vă credem. Eu vă spun că bazinul de vot al dreptei, și s-a văzut în alte momente din istoria recentă, este undeva până la 35-40%. Mai există și UDMR, mai există niște oameni în PNL care sunt mai ok, dar eu le spun și asta, pentru că este adevărul. Sunt niște lași în momentul ăsta. Eu am vorbit cu numeroși oameni din PNL, nu o să le dau numele, că asta nu e absolut deloc corect, care spun, nu suntem mulțumiți de ce se întâmplă, nu suntem mulțumiți că România alunecă într-o direcție autocratică. Adică, dar ne plac funcțiile. Le e frică. Le e frică, pentru că libertatea și democrația în România se erodează în acest timp. Dacă vorbiți cu peneliști, o să vedeți că le este frică de dosare. Cine nu stă cu minte, pățește un dosar. Aveți dovezi în sensul acesta? Păi, am discuțiile pe care le-am avut cu ei, doar nu pot să le... Adică ne spuneți că peneliștii sunt amenințați de către cine? De către domnul Ciucă? De către... cu dosare? Domnul Bode, da, îl cunoașteți?
Da. Șeful dumnealui de cabinet, domnul Mânăstire, un fost coleg de-al dumneavoastră din presă, Sunt acuzații personale, domnule Drău, să vă rog să veniți cu dovezi. A anunțat public, a amenințat cu dosare în partid și a anunțat prin postări. A fost, până la urmă, mă rog, a călcat pe bec și a, nu știu dacă mai e acolo sau nu mai e. Da. Deci, lucrurile astea sunt în... Vrem să revenim la realitățile din Alianța Dreapta Unită. Realitățile, să știți că ne luptăm cu acest sistem care erodează democrația din România. Colegii noștri sunt agresați fizic în orașele României în timp ce strâng semnături, sunt urmăriți în anumite, am primit acum informare de la un coleg de la Gorj, urmăriți pe camerele de la poliția locală, vor face plângere, bineînțeles, cetățenii care semnează pentru noi. Și vă întrebăm și pe dumneavoastră, credeți că vor fi violențe, vor fi elemente nu tocmai democratice în acest context electoral atât de amplu, 2024? Este o întrebare la care e o întrebare foarte grea pentru mine, cea pe care mi-a spus. E o întrebare foarte grea, pentru că mi-aș dori pentru țara mea, pentru țara în care trăiesc copiii mei de 36 ani, să spun că nu cred, asta și că eu cred că nu o să fie violențe, dar avem un regim care este disperat să rămână la putere și ecuația este simplă. M-ați întrebat mai devreme, cum facem jocul acesta politic? Ei nu o să ia 50%, nu o să ia nici măcar 40% probabil. Există o șansă foarte mare pentru Dreapta Unită să dea următorul președinte al României, pentru că odată intrați în turul 2 putem câștiga. Cine este candidatul? A stabilit? Când este? Nu am stabilit încă candidatul și nu o să-mi iau libertatea să-l anunț în emisiunea dumneavoastră. De ce îl știți? Nu l-am stabilit încă colegii de alianță și nu e corect să facă în felul ăsta. Acum, eu va fi de la USR? Adică veți merge în prezidențiale și celelalte două partide în alianță? Ne dorim să mergem pentru acest întreg an, de altfel vor merge cu Alianța Dreapta Unită în alegerile locale din 9 iunie, puse acum comasate. Ne dorim să avem candidat unic și pentru prezidențiale și să avem să mergem împreună pentru parlamentare. Va fi din USR atunci candidatul pentru... Nu avem această decizie luată, dar e o posibilitate cu șanse mari, pentru că USR este partidul jurul căruia s-a făcut această alianță. Dar ce n-o Cioloș ar putea fi, el se cere cumva, adică a cerut din nou coagularea dreptei nu și cu USR și cu Nu cred că această soluție este pe masă. Eu nu o să mă ascund ca alții, am văzut tot felul de președinți de partid, odată la două zile întreba domnul Ciucă, candidați domnul Ciucă, domnul Drulă? Eu vă spun că natural președintele unui partid este un candidat. Deci există o șansă foarte mare ca eu să fiu candidatul. Dar vom avea un anunț. Vă gândiți la primaries? Este o propunere în momentul în care avem decizia oficială. Vă gândiți la primaries? Este o intenție tot vehiculată în USR, dar nu. Eu cred că România nu mai are timp acum cu un regim democratic care autocratic care erodează democrația, care scade libertățile civile pentru experimente și pentru fandoseli și mofturi. Cred că trebuie să meargă opoziția sub o conducere determinată, ceea ce am și încercat să facem cu proiectul Dreapta Unită și să spunem românilor, asta îmi spuneau oamenii din tot trebuie, de experiență recentă, asta am plătit acum o oră, îmi spuneau, domnule, bine că ați făcut Dreapta Unită, este extraordinar acest proiect, îl susținem. E un proiect pentru că asta ne-a cerut societatea, le-a spus, nu mai stați separați, uniți-vă energiile și prezentați o soluție comună. Ei bine, noi suntem singurii care putem strica planul lui Iohannis de succesiune pentru Ciucă și Ciolacu. Ei se gândesc la un plan de ăsta, gen cum a fost Putin cu Medvedev, 5 ani tu, 5 ani eu, i-au aranjat... Iohannis la, nu poate, constituțional. Nu, mă refer la Ciucă și Ciolacu. Nu, Iohannis își dorește o funcție la nivel european. Da. Tot face acest, nu o să ajungă niciodată la NATO, secretar general, ăsta e doar un șantaj pentru a obține altă funcție. Palatul de 8 milioane de euro îmi asum, este pentru el, am informații certe, 100% pregătit. Ați primit de la RAPPS, știu că colegii dumneavoastră au făcut au spus solicitări că, și nu au primit răspuns. Au spus că noi avem nivelul de acces potrivit, adică parlamentarii, prin definiție, au acela ornis, doar că în accesarea informațiilor clasificate se aplică principiul need to know. Deci dacă ai nevoie, domnule putem arăta. Și eu au spus că nu știu dacă noi avem nevoie. Eu zic că avem nevoie. O să vă rugăm de dragul telespectatorilor Digi24 dacă putem să revenim la discuție după câteva momente de publicitate. Știu că aveți programul încărcat, dar avem încă foarte multe întrebări și credem că telespectatorii noștri sunt alături de dumneavoastră. Vă mulțumim, vor să afle răspunsuri despre evenimentul de astăzi. Despre drona căzută în România și mai ales despre lipsa unei legislații pe care a semnalat-o chiar șeful armatei. Discutăm imediat. Revenim în câteva clipe. Din nou în direct, doamnelor, domnilor, spuneam, sunteți live, liderul opoziției Cătălin Drulă este în continuare alături de noi. Vă mulțumim pentru prezența, domnule Drulă. Și eu spuneam, Robert. Discutăm în această parte a emisiunii despre incidentul de securitate, până la urmă, care a avut loc astăzi în România. Probabil cea mai mare penetrare a spațiului aerian, o dronă a căzut în insula Marea Brăilei.
Sunt în continuare, sau cel puțin par, probleme la nivelul legislației, cel puțin. Asta avertiza chiar șeful armatei române. Spunea că în acest moment nu ar exista legislație ca să poată acționa armata în astfel de situații. Cum se vede din opoziție această problemă și ce credeți că ar trebui făcut, sigur? Sunt două lucruri care mă supără foarte tare. Unul este că cetățenii români sunt practic neapărați în fața acestor bombe zburătoare. Practic aceste drone Shahed sunt niște bombe zburătoare care zboară autonom și ar trebui să lovească țintele, dar câteodată mai lovesc și în alte părți. Dacă n-ar fi la 8 km, ci ar fi în oraș, în Brăila, ar fi putut fi ceva mult mai tragic. Acum câteva luni a fost la 1 km de o localitate din Delta Dunării. Da. Neexistând anti-aerian echipamente militare specifice, nu știu, are armata română echipamentele Gepard și altele în teren ca să poată să apere și să doboare aceste drone, cetățenii români practic sunt la voia sorții, eventual la acele mesaje suntem, care vin de la Roale. Suntem partea NATO, suntem sub umbrela de securitate a Alianței Nord-Atlantice, apropo, sigur, fac 20 de ani. Umbrela este una, totuși, mă rog, acest concept, când vorbim de umbrelă, e unul virtual, da, vorbim de... Da. El trebuie să fie dublat de niște mijloace militare reale care să doboare aceste drone când intră pe teritoriul României. Ele nu există și nu există din motive politice. Pentru că această guvernare și Klaus Iohannis preferă să nu sperie în general populația sau să aibă în teren niște mijloace militare cu muniție de război care să doboare aceste drone și atunci speră la noroc că nu se va întâmpla o tragedie. Până acum au căzut vreo câte 5-6 pe teritoriul României și au fost din fericire pe câmpuri, dar asta nu este o garanție. Al doilea dacă lucru... se impune modificarea de legislație a Chiesaț, știți de ceva în sensul acesta? Domnul Gheorghe spunea, spunea că va trimite un pachet legislativ către Parlament pentru a modifica legislația. Nu, astea sunt niște baliverne ca să creeze știre de presă. Ei dau ordonanță de urgență pe orice de azi pe mâine. Dacă vor să treacă o lege prin Parlament că n-ar vrea ordonanță de urgență, deși asta n-au nicio greață de la lege electorală la orice se schimbă peste noapte, se poate trece o lege în 2 zile prin Parlament. Această problemă nu este una nouă, avem războiul la graniță de un an și jumătate, de doi ani și ceva, iar de cel puțin vreun an aceste drone au început să pătrundă pe teritoriul, aceste bombe zburătoare, de fapt, au început să pătrundă pe teritoriul României. Deci oricând ar fi putut să rezolve orice impediment din legislativ. Nu, este o chestiune de imagine și mai mult de atât, mai sunt foarte supărat că România nu cheltuiește cei 2,5% din PIB pe care și-a asumat pentru înzestarea armatei. Anul trecut a fost în raport oficial NATO 1,6%, iar în luna decembrie Marcel Ciolacu a luat 7 miliarde de lei de la bugetul armatei și i-a băgat în fondul de rezervă. Ne-a spus acum premierul Marcel Ciolacu că în aceste prime luni de aia și vedem deficitul în creștere mult mai mult decât anul trecut, pentru că s-au făcut cheltuieli pentru înzestarea armatei. Sigur, asta este o șmecherie contabilă a domnului Boloș pentru a masca deficitul, mută niște cheltuieli de pe final de an pe următorul an, dar asta nu schimbă sumele totale, oricât încerci din contabilitate, ele până la urmă de se văd. Apropo de deficit, doar pe scurt aici nu preconizam, dar pentru că ați deschis subiectul, lapte și miere în 2024, din ce în ce mai mulți economiști vorbesc de un posibil dezastru în 2025. Adică dezastrul este într-un fel deja aici, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, a doua lună la rând și nu de puțin, da? Următoarele țări nu sunt la 0,1%, România este la peste 7%, media Uniunii Europene, acolo s-a dus inflația, ca să spunem așa, la 2-3%, care e inflația normală, țintită și în perioadele calme. România e încă în puseu inflaționar și asta înseamnă că în fiecare lună cresc prețurile. Avem singura țară în Uniunea Europeană în acest procedură de îndatorare excesivă, de deficit excesiv, un deficit de 29 de miliarde de lei deja pe primele două luni. Absolut enorm, peste orice prognoză. Lucrurile sunt, ei speră să meargă până la alegeri și după aia Dumnezeu cu mila. Credeți ori venim noi dreapta unită să reparăm, da, va fi nevoie ca de obicei să vină dreapta, nu să crească taxele, dar va fi nevoie de să vină dreapta și să taie toate aceste jaf bugetar și cheltuieli. Pe de altă parte, bugetul. În Planul Național de Redresare și Reziliență, la care ați contribuit și dumneavoastră, care a fost făcut chiar de ministrul fondurilor europene pe atunci, Cristian Ghinea, se prevăd astfel de măsuri, adică renunțarea la unele facilități fiscale. Sunt acele puncte din PNRR care se referă, sigur, la reforma fiscală. PNRR-ul în zona de reformă fiscală vorbește despre o analiză pe baza căreia se fac echilibrarea bugetului. Echilibrarea bugetului se poate face în două feluri. Prin creșterea veniturilor, care se poate face într-o mai bună colectare sau creștere de taxe, sau prin reducerea de cheltuieli. Noi susținem
susținem reducerea cheltuielilor inutile. Sunt extrem de multe miliarde care se pierd prin porbagajele de care vorbeam și prin tot felul de instituții create inutil. Se face reducere? Am văzut zilele trecute o decizie la nivelul guvernului prin care se dă drumul iar la angajări. Se dă în continuu drumul la angajări, la toate normele. Chiar ieri cred că a trecut o ordonanță de urgență care înlătură o prevedere din lege existentă care spunea că în companiile de stat cu pierdere anul trecut nu se pot crește salariile. Au zis, ba da, se pot. Sunt alegeri două condiții. Domnule Drulă, îți vorbiți despre alegeri. Un alt sondaj extrem de interesant, la comanda IRES de această dată, ne aduce în față niște realități interesante. Spun cei de la IRES prin sondajul respectiv că tinerii între 18 și 35 de ani aleg aur. De asemenea, alte date ne relevă faptul că în diaspora, locul în care USR a fost foarte bine la ultimele alegeri, lumea ar prefera aur. De ce? Ce nu face USR-ul pentru a-și menține cel puțin electoratul? Pentru că la precedentele europarlamentare, parcă, dacă nu mă înșală memoria, au fost peste 20% dintre electori care au ieșit. Vă spun aici, o să puteți lua înregistrarea ulterior, eu sunt convins că USR va câștiga alegerile în diaspora, și în rândul celor de și dreapta unită în rândul celor de 18-35 de ani. Vă spuneam mai devreme, da, votul și intenția de vot extremistă este mai sus decât ne-am dorit oricare dintre noi, dar nu este pericolul atât de mare pe cât încearcă cei de la guvernare să-l pună. Dacă nu e un pericol, de ce nu faceți alianțe pentru a bate coaliția? Cu cine? Cu aur. Pentru că nu suntem compatibili. Ei au un mesaj antidemocratic. Noi suntem aici să luptăm, să rămânem în interiorul democrațiilor, să ne păstrăm libertățile civile și economice. Dar să știți că astea sunt atacate din două părți. Și este veșnica dilemă. În multe regimuri sunt așa. Pe de o altă parte, ai partea mai militarizată a regimului, această pakistanizare, întărire de instituții de forță, control, reducerea democrației. Nu trebuie să ne uităm foarte departe. Se întâmplă în Ungaria de lângă noi sau în Serbia. Pe de altă parte, ai niște turbați care vor să întoarcă totul cu fundul sus. Și între există un mare centru normal, liberal, cu adevărat liberal. Cei de la aur sunt turbați, asta ne spune. Unde găsim dreapta unită? Cei de la aur sunt turbați? Nu știu, uitați-vă un pic pe TikTok-ul domnilor respectiv, sau mă rog, dar pe conversațiile dintre cei doi lideri, domnul Simion și doamna Șoșoacă. Poate vezi că doamna Șoșoacă va intra în Parlament cu partidul domniei sale? Eu sper că nu. Dar cum să spun, fenomenele marginale atrag, dar până la urmă și dacă sunt, mai știți știrile de la ora 5 sau de la ce oră timp, sunt mai mult accidente. Și asta e un accident. Și domnul Șoșoacă un accident și domnul Simion. Către finalul discuției, v-ați împăcat cu domnul Lasconi? Avem o relație foarte bună, o susțin în cursa pe care o are la Câmpul Lung, suntem colegi în același partid, deci pot spune că lucrurile sunt ok. Cătălin Drulă, în acest mesaj de împăcire internă în cadrul partidului, prezent în platoul live pe Digi24, vă mulțumim tare mult pentru prezență și detalii. Noi mergem mai departe acum, pentru că a venit în această după-amiază prima reacție a medicului Cătălin Cârstoiu. Știți, este candidatul PNL-PSD pentru capitală și deține o avere fabuloasă, deși liderul PNL Nicolae Ciucă spunea că el nu este interesat de afaceri. Poate că și l-a făcut deja, în momentul în care ai boliți de câte 120.000 de euro, vilă, penthouse, la mare, la munte, două apartamente Cotroceni, poate că nu mai ești interesat într-un punct care în viață. Jurnaliștii Hot News au scos la iveală aceste informații și au descoperit că omul pe care coaliția îl trimite în cursa pentru primăria capitalei are și alte apartamente și mașini de lux. Nu orice mașini, cele mai de lux mașini, mai exact. Ar fi vorba despre cel puțin 7 proprietăți. Robert, urmărim declarațiile lui Cătălin Cârstoiu de astăzi, de la un eveniment electoral, bineînțeles, l-a scos ministrul Barbu la târg, în capitală. Eu de 20 de ani, de mai bine de 20 de ani, împreună cu soția mea, am muncit de ne-au sărit capacele pe românește ca să ne construim o reputație, să ne construim un renume profesional. Eu nu am încălcat nicio lege, am plătit taxe, am plătit impozite, tot ce am dobândit prin muncă, nu am nimic de ascuns, numai puțin. Ce ați fi vrut? Să merg cu trotineta sau să merg cu o bicicletă sau să merg cu o mașină mai ieftină și să ascund mașina în garaj? Nu, doamne, eu sunt un om cinstit. Mită n-am luat niciodată, doamne. Care aveți o firmă de tip SRL? Sunt trei. Sunt trei firme. Sunt trei firme în declarația de avere. Da, da. Păi știți mai bine ca mine. Ați făcut niște achiziții de bunuri personale. Da. Ne puteți spune de unde au venit banii? Din conturile mele, ale soției mele, doamnă. Haideți să închidem subiectele. Haideți, doamnă, haideți.
un candidat mai mult decât modest, până la urmă așa de bine românului, domnule, să nu te fălești, nu? Bine, așa da bine să le pui și în declarația de avere, dar nu s-a putut. Poate este la început de drum Cătălin Cârstoiu în politică și este unul dintre motive. Sigur, atunci când ești managerul unui spital, la fel, trebuie să te pui declarații de avere. Este un om care are afaceri, el și familia sa. Până la urmă nu e nimic de condamnat în asta, sigur, atâta timp cât veniturile sunt unele câștigate pe merit. Alături de noi este Andreea Georgescu, este coordonator și jurnalist Digi24. Andreea, la tine știu sigur și nu cred că există vreun coleg care să mă contrazică, te-am văzut tare multe nopți la redacție, tare vreau să te întrebăm, unde îți bolizie, Andreea? Unde îi ascunzi? Recunoaște. Nu ai muncit? Da, foarte mulți oameni în România muncesc de le sar capacele, muncesc cinstit. În acest moment nu cred că se îndoiește cineva și toată lumea beneficiază de prezumția de nevinovăție, de bună credință. Cu siguranță asta trebuie să-i acordăm și domnului candidat PNL-PSD pentru primăria capitalei, Cătălin Cârstoiu. Pare însă să fi fost un șoc. În primul rând, investigația celor de la Hot News, care pare că l-a deranjat, dacă este să analizăm limbajul corpului și modul în care s-a derulat discuția cu jurnaliștii, colegii noștri care l-au întrebat, i-au cerut o reacție la evenimentul la care a participat în această după-amiază, un eveniment electoral până la urmă, alături de ministrul agriculturii la târgul care se organizează în fiecare weekend acolo în curte, în legătură cu partea ascunsă, să spunem așa, dar ascunsă mod legal până la urmă, pentru că avea dreptate atunci când spunea: eu nu sunt obligat să trec în declarația mea de avere bunurile, activele deținute de companiile pe care eu le dețin. Cătălin Cârstoiu a declarat și în declarația de avere și în declarația de interese faptul că alături de soția sa este acționar al unei clinici private care la rândul său deține o serie de bunuri. Dar legea transparenței din România, pe care de menționat că am adoptat-o și trebuie respectată de toți funcționarii publici, demnitarii români, ca parte a obligațiilor noastre de stat european, ca parte a regulilor statului de drept, obligă la declararea veniturilor și bunurilor deținute pe persoană fizică, nu și pe persoană juridică. Este suficient să spui: sunt acționar la firma cutare și eventual am încasat cutare dividende anual din multe partea firmei respective. Mai multe firme și mai multe bunuri, conform investigației, iată, două mașini considerate de lux, valorează zeci de mii, poate peste 100.000 de euro, nu știu, nu mă pricep personal peste foarte bine, dar sunt mașini valoroase. Încă două mașini, un Cadillac, mai multe proprietăți imobiliare, asta pe lângă proprietățile imobiliare și mașinile care apar totuși în declarația de avere și care sunt trecute deținute de persoana fizică, Cătălin Cârstoiu. Și spuneam că pare să fi fost așa un șoc, până la urmă așa e în democrație, da, trebuie să explici de unde ai avut și în calitate de pretendent, să spunem așa, la o demnitate publică, cea de primar al capitalei, în acest caz, trebuie să spui de unde ai anumite venituri, de unde ai anumite bunuri, de unde ai obținut banii respectivi, pentru că așa spun regulile democrației până la urmă și fără mânie și fără să te enervezi că ai fost luat la bani mărunți sau că spunea domnia sa există niște anumite grupuri de interese. Tot domnia sa ar trebui, nu-i așa, să demonstreze că există aceste grupuri de interese și dacă este cazul să spună până la urmă care sunt și aceste interese. Ne uităm și peste averile celorlalți candidați. Desigur, ne uităm și acolo, pentru că Cătălin, nu doar în cazul lui Cătălin Cârstoiu a apărut așa în ultima perioadă, iată foarte recent, odată ce a intrat în colimatorul public, să spunem așa, în calitate de candidat, anul trecut și despre Cristian Popescu Piedone, în prezent primar în sectorul 5 și domnia sa pretendent la primăria generală a capitalei, au apărut niște semne de întrebare în legătură cu trecerea pe numele fiului, acum candidat la primăria pe care e dispus să o lase, din sectorul 5, a unor mașini de epocă, mașini considerate valoroase. Primărie până la mașinile de epocă. 5 pe numele său, 6 le-a donat fiului. De asemenea, o investigație publicată la momentul respectiv, vorbim de toamna anului trecut, de Newsweek România. Nu s-a lămurit foarte mult această chestiune, dar, repet, nici ea nu ridică foarte multe semne de întrebare din punct de vedere al legalității. Însă, dacă cei de la ANI, de exemplu, vor considera de interes, ar putea să se uite acolo, să vadă cum s-au făcut acele donații. Până la urmă, e o practică
acoperită de legea în România. Cât îl privește pe primarul în funcție, e deja, să spună, experimentat în publicarea declarațiilor de avere. E în ultimul an de mandat, deci a publicat declarația de avere în ultima. Pare a fi așa, că spune că trăiește din veniturile obținute la primărie, dar a avut suficient bani cât să ofere un împrumut de 20.000 de euro. Are o mașină și mi-amintește un interviu în care spunea: eu o mașină din 86, dar am de gând să fac mașină electrică, o voi dona copilului, și un teren de 7500 de metri pătrați. Andreea Georgescu, știm, ai tare multă muncă în continuare. Sperăm că poate după multe alte nopți petrecute aici la Digi24, iată-ne că dăm din casă aceste detalii, dar cei de acasă știu, te și văd pe micile ecrane, poate ajungi și tu la avere așa. Important e să faci ce îți place, nu-i așa? Și le doresc tuturor să facă exact ce le place și să fie răsplătiți în consecință. Cu siguranță, Andreea Georgescu, îți mulțumim tare mult pentru informații și prezență. Despre cyber security. Este subiectul pe care îl abordăm cu unul dintre cei mai buni experți în securitate cibernetică din Europa și Europa de Est. Cum vă pot fura date din telefon spioni? Pentru că vorbim și despre spionaj și despre hoți, până la urmă. Vorbim și despre războiul hibrid al Rusiei și nu numai în Europa și cum au fost politicieni din România vânați chiar de hackerii din China. În doar câteva clipe, aici, live, va veni, vă spuneam, unul dintre cei mai buni experți în securitatea cibernetică. Rămâneți! Dan Câmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, este live pe Digi24. Bună seara din nou, domnule Câmpean. Vă mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumesc. Domnule Câmpean, ne atacă rușii colateral, dacă vreți, cu drone. Au căzut drone pe teritoriul României, 6 până acum. Ne întrebăm dacă atacurile din războiul hibrid sunt la fel de prezente sau și mai prezente. Ce vă pot spune și se întâmplă în principal de când a început războiul de agresiune împotriva Ucrainei? Atacuri cibernetice din partea unor grupări pro-ruse sau direct legate de guvernul de la Kremlin au devenit aproape permanente. Nu numai în România, dar în majoritatea statelor Uniunii Europene. Deci le constatăm aproape zilnic. Suntem o țintă a Rusiei? Suntem o țintă a unor grupări, așa cum am spus, foarte apropiate guvernului de la Kremlin. Și când spun suntem țintă, e cumva o țintă indiscriminată. Deci bănci, firme din domeniul energiei, instituții guvernamentale, tot felul de organizații, mai mici sau mai mari. Care e media atacurilor? Zilnic noi detectăm la nivelul directoratului în jur de 30.000 de evenimente relevante, câteva sute de atacuri directe și, ca să dau exemplu din săptămânile trecute, din ultimele două săptămâni, 40 de ținte predilecte anunțate în mod paradoxal înainte de atacatori, care au fost supuse unor atacuri de tip distributed denial of service. Deci au urmărit să indisponibilizeze site-urile de web, serverele, infrastructurile acestor organizații. Da, ce atacă mai exact? În ultimele două săptămâni ați observat cumva o creștere a acestor atacuri? Este un val de atacuri constante. Deci la fiecare 2, 3, 4 zile sunt astfel de atacuri organizate, și noi am contorizat până acum 14.641, în mod foarte exact, de infrastructuri, de computere, de servere care sunt folosite în aceste atacuri. Sunt aceleași? Sunt cam aceleași, distribuite geografic pe toată planeta. Cele mai multe, surpriză, surpriză, România, dar și în Statele Unite și în România Rusia. România este atacată din România, să ne spuneți? Da. Există furnizori de servicii IT care sunt așa numiți bulletproof hosters, care oferă contracte în mod total netransparent unor organizații. Există fizic acele calculatoare? Sau deci îți poți cumpăra mașini virtuale la furnizori de servicii IT și de pe acele mașini, evident, în mod ilegitim, ilegal, atacatorii lansează atacuri. Spuneți că sunt hackeri români care atacă România? Nu. Grupările acestea despre care vorbesc sunt legate de autoritățile de la Kremlin. Da. Evident, folosesc proxy-uri, folosesc grupări, marea majoritate, infracționale, multinaționale. Cum stabiliți aceste legături? Adică cum vă dați seama că există o afiliere pro-Kremlin a acestor atacatori? Noi suntem partea unei rețele de agenții și de echipe de securitate cibernetică la nivel de Uniune Europeană. Cooperăm și ne coordonăm foarte strâns cu colegii noștri din toate celelalte state ale Uniunii.
și cu partenerii strategici, Statele Unite sau alte state din lumea democratică. Schimbăm foarte des informații operaționale și încercăm să facem identificarea acestor. Iar în cazurile de care v-am vorbit, nici nu este dificil de făcut această atribuire, pentru că dânsii se laudă pe darknet, pe internet, privind țintele pe care le au în vedere și atacurile. Dar, din fericire, vedem care este rezultatul. Site-urile funcționează. Români inculpați în astfel, că spun că se deschid niște dosare în spate. Nu avem date precise la acest moment. Da. O investigație durează săptămâni, poate chiar luni, dar este foarte plauzibil să fie și experți români implicați care au luat calea infracțională. Instituțiile despre care ne vorbeați, care sunt mai exact? Ce instituții? Dacă am văzut recent un atac la Parlament, spitale... Atacurile tip denial of service din ultimele două săptămâni au țintit bănci, sector energetic, patru aeroporturi, dar și instituții ale statului, inclusiv directoratul. Noi suntem țintă predilectă. Aproape la două zile avem câte un atac, fără mare succes. Ce înseamnă, de exemplu, pentru un aeroport un astfel de atac, dacă ar avea succes? Înseamnă, în principal, că site-ul de web al aeroportului, care este o primă interfață către utilizatori, da, către cetățeni, către călători, nu este funcțional sau este foarte greu accesibil. Deci, dar ar putea pune în pericol infrastructura? Infrastructura aviației. Ce s-ar întâmpla dacă avem un atac cibernetic la adresa metroului, care funcționează pe baza unor algoritmi electronici, nu? Siguranța aviației, din fericire, nu pe tipurile acestea de atac. Și aici vorbim cifre concrete, știm exact ce infrastructură a fost țintită, nu a fost nicio infrastructură care să pună în funcțiune securitatea aviației. Ne întrebăm ce se întâmplă dacă pică sistemul informațional de la metrou sau de semaforizare. Gândiți-vă cum ar fi un București desemaforizat care să controlați cel la rândul electronic, nu? Uneori mai cade și în București și fără atacuri cibernetice. Numărul de acele Internet of Things, sisteme de control industrial conectate la internet, crește exponențial. Deci nu este imposibil ca în viitor să observăm și astfel de infrastructuri fiind impactate. Avem un prim caz, și nu vă pot da detalii, care s-a întâmplat la finalul 2023, prin care pompe de apă din România au fost oprite. De hackeri? Prin internet, de hackeri. Se poate întâmpla asta și în cazul sistemului energetic, de exemplu, despre care ne vorbeați? Tehnic vorbind, orice dispozitiv conectat la internet, dacă nu este bine întreținut, nu este adus la zi cu actualizări de securitate, și nu are un acces strict controlat, poate fi ținta unui astfel de atac. Comisia Europeană ne-a declarat că Rusia va intensifica aceste atacuri în contextul alegerilor din 2024. V-ați pregătit, vedeți o creștere a atacurilor, că suntem deja în precampanie. Vă așteptați să avem imixtiuni pe partea de influențare a deciziei românilor pe rețelele sociale, care știm cât de ușor, din păcate, sunt făcute de multe ori. Ce vă pot transmite? Cu siguranță, atacuri sistematice și destul de intense asupra conturilor de social media, întreaga pleiadă de conturi de social media, pentru multiple categorii profesionale sau sociale, s-au intensificat. Deci orice, de la avocați, judecători, jurnaliști, dumneavoastră sunteți ținte predilecte din păcate sistematice. Sesizăm, da. Deci aceste atacuri pe conturile de social media s-au intensificat. În urma la analizele de risc care le-am făcut cu colegi din Uniunea Europeană și materiale pe care Uniunea Europeană le-a publicat recent, există un risc semnificativ ca acesta să continue și în perioada imediat următoare, pe perioada alegerilor europene și alegerile din multiple state ale Uniunii. Ne uităm pe rețelele sociale, de multe ori am văzut deja din ce în ce mai mult răspândit deepfake-ul. Vorbeam cu dumneavoastră și anterior despre ce pregătește directoratul pentru a-i ajuta pe români să se protejeze în fața deepfake-ului, pentru că dincolo de, nu știu, influențarea unor decizii politice sau la vot, românii pot fi păcăliți ușor. Am văzut în ultima perioadă foarte multe astfel de mesaje deepfake pe rețele sociale în care românii sunt sfătuiți de fel și fel de oameni credibili din România să investească, să-și investească banii. Sigur, păcăleli. Cum ar trebui românii să se protejeze de astfel de deepfake-uri și de mesaje? În primul rând, deepfake-ul este deja o mare problemă, inclusiv din punct de vedere al securității cibernetice, pentru că falsifică mesaje către echipe IT care pot da sau bloca acces la informații, la conturi, la baze de date, la infrastructuri și devine din ce în ce mai greu pentru un utilizator standard, nepregătit, care nu conștientizează riscul, să detecteze un film, o imagine, un mesaj audio real față de unul fals.
luni colegii mei de la directorat, pe lângă faptul că vor lansa ghidul în mod oficial de ziua păcălărilor, și să nu vă lăsați păcălit, asta este. Vor pune în piață, în funcțiune, da, practic, și un ghid de autoevaluare online, care va conține și o imagine cu mine și un mesaj, da, audio al meu, eu însumi nerecunoscându-mă. Deci atât de bine este făcut încât nu mă recunosc. Mi s-au făcut demonstrații tehnice. Și ce spuneți acolo? Veți vedea și nu vreau să stric surpriza. Dar ce pot să vă spun, am văzut videoclipuri pregătite de colegii mei, da, tehnici cu mine, care vorbeam în mod absolut fluent mandarină, turcă, greacă, italiană. Nu sunteți, bănuiesc, vorbitor de... Și nu sunt vorbitor al acestor limbi. Deci tehnologia este deja cu 1, 2, 3 pași înaintea noastră ca utilizatori și trebuie să ne adaptăm. Domnule Câmpean, sunt român, mi este atacat contul de, nu știu, Facebook, Instagram și așa mai departe. Ce fac? Aveți, nu știu, un call center? Poate sunt deținătorul unui mici afaceri și îmi dau seama că sunt atacat. Ce fac în momentul acesta? Noi la directorat avem un număr unic, național, care este gratuit. Care poate fi apelat? Este 1911. Poate fi apelat de absolut orice cetățean. 1911. 1911. Dacă sunte 1911, dacă sunteți, da, victima unor atacuri cibernetice. Da. Dar ce vreau să spun, avem 12 milioane plus de utilizatori zilnici de internet. Niciun dispecerat, nicio echipă de tip, da, directorat nu poate sprijini odată aceste 12 milioane. Este datoria și a noastră, a fiecărui utilizator, să fim la curent cu ce se întâmplă și să aplicăm câteva măsuri elementare de igienă. Dați-ne pe scurt câteva elemente esențiale pentru a nu fi victima escrocilor care vor să ne fure profilul, care vor să facă infracțiune în numele nostru și așa mai departe. Utilizarea unor parole puternice, utilizarea de autentificare cu doi factori, da, atenție mare la mesaje și e-mail-uri venite de la necunoscuți, prin care suntem invitați să dăm click pe un link necunoscut, să downloadăm un fișier, să instalăm. Și cel mai important lucru, și o leg de atacurile tip ransomware, cum este cel împotriva, care a fost împotriva spitalelor pe 11-12 luna trecută, backup. Copii de siguranță ale datelor pe care le folosim și de care avem nevoie în mod critic. Cine sunt cei mai vulnerabili? Cei mai vulnerabili suntem toți, aș putea spune, da, și observăm de câțiva ani s-a mutat centrul de gravitație al atacurilor de la firmele mari, organizațiile foarte mari, către firme mici și mijlocii, către utilizatori standard individuali, care sunt țintiți, ale căror date se doresc a fi furate, criptate și, așa cum am mai spus, în marea lor majoritate, tipul ăsta de atacuri sunt motivate financiar, sunt grupări infracționale. Dan Câmpean, directorul directoratului pentru securitate cibernetică, vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiunea live și pentru explicațiile extrem de importante, chiar mai ales într-o perioadă în care am văzut o intensificare a acestor escrocherii. Foarte utile, vă lansăm de acum o invitație, domnule Câmpean, sper să ne revedem aici în emisiunea live pentru a veni din când în când cu aceste informații esențiale și vitale pentru o viață sănătoasă pe rețelele sociale. Mulțumesc! Noi acum avem o informație de ultimă oră și ne îndreptăm atenția către ce se întâmplă aici, în țară, și de data aceasta pe latura mai telurică, Robert, dacă vrei, din păcate. Agresivitate în trafic la cote maxime. În capitală, un cuplu a fost bătut și lovit cu mașina după o șicanare în trafic. Chiar la Ploiești, un șofer a fost ucis pentru că altuia nu i-a convenit cum își parcase mașina. Sunt realități pe care le vedem din ce în ce mai des. Și despre cele mai grave situații ne vorbește colega noastră Ioana Ciurlea. Și trebuie să vă avertizăm, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul din București a avut loc în sectorul 6, pe podul Grant, mai exact. Acestea sunt imaginile surprinse de un martor, în care vedem că, după o șicanare, un bărbat a coborât din mașină și s-a trezit cu un pumn în față. Apoi, soția lui a coborât și ea din mașină și, în încercarea de a-l opri pe acest șofer să fugă, pentru că cei doi sunaseră între timp la 112, s-au așezat în fața mașinii, doar că șoferul lui nu i-a păsat, a dat pur și simplu cu mașina peste cei
cei doi. Iar un incident la fel de grav, poate și mai grav, s-a petrecut la Ploiești, acolo unde un șofer, extrem de nemulțumit de felul în care un altul își parcase mașina, s-a luat la ceartă cu victima și i-a dat un pumn în față și l-a omorât. Bărbatul a căzut și a murit. Timp de 11 zile, agresorul s-a ascuns și a fugit de polițiști. În final a fost prins și a fost arestat preventiv. Și tot la Ploiești, tot pentru un loc de parcare, a avut loc un alt incident extrem de grav. O femeie a fost snopită în bătaie de un șofer care era nemulțumit de felul în care își lăsase femeia mașina. A bătut-o pe femeie în plină stradă, astfel încât ea a avut nevoie de câteva zile de spitalizare. Vedem și alte exemple, iar polițiștii spun că îi văd pe șoferi tot mai nervoși în trafic, e un nivel de agresivitate crescut și spun că nu este zi fără să se întâmple o bătaie sau un incident violent în trafic. Noi ne îndreptăm rapid cu pași siguri către încheierea emisiunii de astăzi, dar vom urmări în continuare emisia Digi24, pentru că alături de noi este Anca Suciu, realizator ediție specială. Anca, îți mulțumim că ești alături de noi. O zi încărcată pe plan politic, intern, extern. Doar. Și suntem tare curioși da, să vedem începe evenimentele de campanie și exact despre asta vom vorbi, despre cum momentele pe care le caută acum Partidul Social Democrat pentru Cătălin Cârstoiu sau pentru orice alt candidat se transformă într-un eveniment pentru Cătălin Cârstoiu care încearcă să-și ridice gradul de notorietate. Avem asta, noroc că e post. Că da. Poate e posibil să apară, nu? Poate trezești Cătălin Cârstoiu la nuntă și dacă nu dă bani. Plicul... Nu dă bani, e doctor, de obicei ia. Adică ia în sensul de salariu, Doamne ferește, nu facem acuze. A fost luat la ridicat de colegi. Și apropo de declarația de avere, mai degrabă ce nu a trecut în declarația de avere, ceea ce deschide subiectul apropo de cât de avuți sau nu sunt candidații la aceste alegeri. Nouă ne atrage atenția și că parcă într-un experiment ciudat, zici că suntem un șoricel într-o rotiță care aleargă entuziasm de fiecare dată, doar că pe buletinul de vot găsește aceiași candidat ca în anii 2000, aceleași teme de campanie, aceiași palmieri. Dacă vi-am amintiți de la Gaton, acum îți plantați la Mehediți. Ne garantează premierul stabilitate. Uite, avem, din punctul acesta de vedere, putem spune că avem stabilitate, nu? Consecvență, poate. Stabilitate, pentru... Din fericire, stabilitatea politică nu e sincronizată cu România, pentru că România, din fericire, evoluează da. Și sunt oameni, mulțumim lui Dumnezeu că tot e invocată divinitatea în politică, care produc și mișcă România. Anca Suciu, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi. Te urmărim în doar câteva clipe. Spuneam aici, ediție specială. Da, avem invitat pe unul dintre candidații de la sectorul 5, despre care vă spuneam că l-am văzut pe buletinele de vot de mai multe ori. Marian Vaghele vrea să intre și el acum că l-a văzut pe Popescu Piedone. Bine, și pare că... Uite, o întrebare. Subiectul, poate că. Suntem răutăcioși, dar promitem să fim cu bună voință atunci când te urmărim, Anca. Vă mulțumesc. Vă lăsăm în continuare cu Anca Suciu. Noi până săptămâna viitoare, când ne revedem vineri de la ora 18. Suntem Robert Chi și Alexandru Rotar. Iar dumneavoastră, nu uitați, cele mai proaspete informații le găsiți pe digi24.ro. Aveți o seară mai mult decât liniștită aici, pe Digi24. Ați fost live!